Au existat probleme de-a lungul timpului cu tata, fiindcă tata era mai un om mai dur, așa, și Da. mai luam jurături din tribună. Țin minte odată că ne-am închis în cameră și eu și frate, pe noi am dat drumul mama vreo 2-3 ore. Ne-am luat o bătaie cu raioa de nu ne-am văzut. Da. Ați fost personajele principale în presa din De România. a, asta, asta s-a dorit, asta s-a dorit. De fapt, ăsta a fost scopul, fiindcă dacă e să luăm faptele sau ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat absolut nimic. Așa le spun și copiilor mei, și lui Alex, și lui, Da. care el deja are probleme. Trebuie să ai noroc. Trebuie să știi ce alegi. Credeți? Da, Noroc? bineînțeles, trebuie să ai. Norocul de obicei și-l face omul. Fetele cu care a fost el nu mi-au fost la suflet, adică nu. Eu vroiam altceva pentru el. Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Meritat Podcast. În această seară am un invitat special, va fi o discuție cu totul și cu totul aparte, însă înainte vreau să vă și mulțumesc pentru că suntem din ce în ce mai mulți pe canalul de YouTube A Meritat Podcast cu Nasrin și sunt absolut convinsă că și acest episod va face valuri și va fi urmărit de un număr impresionant. Așa vreau să cred, așa va fi. Dar v-am obișnuit să vă dau câteva indicii înainte să încep discuția și să vi-l prezint și o să vă spun așa, că a scris istorie în fotbal, atât ca jucător cât și ca antrenor, a jucat cu numărul 9, zic bine, da, am primit aprobarea, confirmarea și jucătorul preferat a fost Oblemenco, cred că și aici am zis bine. Doamnelor, domnilor, Victor Pițurcă, bine ați revenit! Bine ați venit! Mersi, bine v-am găsit! Și sper să zic și bine ați revenit la un moment dat! Da, bineînțeles, bineînțeles! Și vă uite, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația! Am zis bine tot ce am zis? Da, foarte bine, foarte bine! L-am bifat pe toate, da? Da. Deci, idolul meu, într-adevăr, a fost da. Oblemenco. Datorită lui m-am apucat de fotbal. De fapt, în Oltenia, cred că era idolul tuturor copiilor, fiindcă era marcator, marca goluri. Da. Și normal în Dolj, nu? În Dolj, în Craiova, exact. Care este povestea lui Victor Pițurcă? Dacă tu ne-am legat de Oblemenco, de povestea aceasta a începutului în această carieră frumoasă, care, iată, v-a dus atât de departe. Da. Cine este Victor Pițurcă? Cum v-ați caracteriza în câteva cuvinte, în primul rând? Să încep așa o mică istorioară, doar nu știu cum m-aș caracteriza în câteva cuvinte, însă am făcut parte într-o familie modestă de la țară. Bun, modestă în sensul că părinții mei n-aveau funcții, cine știe, da. Însă trăiam decent, aveam o condiție decentă și la vârsta de 3 ani am venit în Craiova. 3-4 ani, cam așa. Iar taică meu îi plăcea foarte mult fotbalul. În Oltenia, de fapt, aproape toată lumea iubește fotbalul, însă pe timpul ăla, parcă mai mult, oamenii erau apropiați de fotbal. Și el m-a dus la fotbal. Și acesta a devenit visul meu, de a deveni fotbalist. Și, uite așa, am început la pitici juniori, la Craiova. Dar n-ați fost singur la părinți? Nu sunteți nu, singur la părinți? Nu, n-am fost singur frate. La părinți, mai am un frate cu 3 ani mai mic ca mine, care el stă în Craiova la casa părintească da. în momentul de față. Și da, un singur frate am avut. Și de ce și-a dorit ca Victor să facă fotbal și nu fratele? Nu, și fratele meu. Și fratele meu. De fapt, că a fost și el, nu? La... Da, a fost și el. Da, acum, da, sigur, da. A luat-o și el la pitici juniori, dar însă el pe la 15-16 ani, fiindcă era la fel de talentat da. Ca mine, a abandonat. Nu e ușor. Imaginez. Nu e ușor viața de sportiv. În general. În corect. General, da. Corect. În fotbal, fiindcă am practicat acest joc. Și să știți că eram un copil subțire,
lipsit de forță, țin minte că eram și puțin stresat din punctul ăsta de vedere, dar am muncit foarte, foarte mult ca să ajung unde am ajuns. Aveam un antrenor la junior, la Craiova, extrem de exigent. Eram cu Balaci în echipă, cu Boldici, la aceeași școală, la aceeași grupă de juniori. Ne povestea domnul nostru profesor, Golumbovi se numea, ce înseamnă să ajungi fotbalist, ce înseamnă să ajungi la echipa națională de junior pe atunci. Ne povestea că sunt mesele pline de ciocolată, de... Eu eram fascinat și am muncit foarte mult pentru așa. Am reușit pe urmă. Bine, așa, pe repede înainte, poate că mulți copii care o să urmărească podcastul o să zică, păi gata, atât, asta a fost, nu. Atât de lung a fost drumul ăsta și sportul lung. În general înseamnă disciplină. Și înseamnă... Muncă, disciplină. Da. Exact, muncă, da. Disciplină. În primul rând, ați început să o luați foarte, foarte în serios și să realizați că, de fapt, ceea ce ați început să faceți este cât se poate de serios și de important și că începe să devină deja o carieră, nu un hobby. Da, păi la Craiova am la vârsta de 17 ani, mi-aduc eu aminte, m-a cerut Dinamo Slatina. Slatina era la 50 de kilometri și atunci era nevoie, era Liga a doua, era nevoie de un jucător sub 18 ani. Și am acceptat și am mers la Slatina. Și sigur că, mergând la Slatina, am avut niște cereri care s-au concretizat. Adică, țin minte că am primit 10.000 de lei, două butelii, fiindcă atunci buteliile erau foarte greu de găsit. E, iată că am în punct de vedere material, am obținut ceva care... Și destul de vreme. Și destul de vreme, exact. Însă visul meu era nu să rămân la Dinamo Slatina. La Dinamo Slatina atunci, pe vremea aia, juca Eftimescu de la Dinamo. Așa. Stoienescu de la Dinamo, care era și capitan de echipă. Da, erau mai mulți jucători de la Dinamo, niște băieți minunați. Și am jucat acolo un an de zile, după care m-am reîntors la... Părinții veneau la meciuri, vă susțineau din tot sufletul? Mama nu, mama n-a venit la niciun meci. Niciodată? Nu. De nu. Ce? Păi nu vine mama, atunci femeile nu prea veneau la stadion. Era cum sunt acum mămicile care se duc și rup gardurile la meciuri. Bineînțeles, bineînțeles, e cu totul altceva acum. Tata venea, sigur că tata venea. Numărul unu... Mai au existat probleme de-a lungul timpului cu tata, fiindcă tata era mai un om mai dur așa și da. Mai luam jurături din tribună și cel care era pe lângă tata o cam încasa. S-a cam întâmplat asta de câteva ori. Da, taică-mi venea la meci. Cum? Nu suporta să audă ceva de băiatul. Nu. Păi, mai erau unii care înjurau, cum e în tribună și o fura. Dacă se întâmpla să fie lângă taică meu. Da, astea sunt momente care ne le aducem aminte acum și sunt mai glumim. Taică meu, din păcate, nu mai e printre noi. Maică mea e cu noi încă. Și ne aducem aminte și sigur, acum facem... Haz de caz, exact. Dar pe cât de exigent, cât de dur era, i-ați simțit mândria în ochi? Era genul de tată care vă spunea bravo băiatul meu, care vă lăuda, sau o stătea așa mai la distanță și... Nu, stătea mai la distanță. Aha. Fiindcă la Craiova am debutat, nu am jucat foarte mult timp la Craiova, a venit Teașcă la un moment dat. Uh-huh. Am jucat câteva meciuri, în sfârșit eram și eu foarte încăpățânat, am avut un schimb de replici cu el
care m-a înjurat, eu l-am înjurat și am plecat, țin minte că am plecat de la Craiova. Da, am plecat de la, aveam personalitate de când eram mic și am plecat la Târgu Jiu, stagiu militar și am rămas la Târgu Jiu o perioadă, după care de la Târgu Jiu am plecat la Scornicești. Oho. Da, am plecat la Scornicești, acolo am jucat în cam 4 ani jumate, după care am venit în București la Steaua. Bineînțeles că tata, deja jucând la Scornicești, am marcat multe goluri și la Scornicești. În momentul când am venit la Steaua, s-a simțit... Acolo a fost boom-ul. Exact. Am venit în 83, țin minte. Unde ați revenit după un timp, nu? Unde? La Steaua. Nu, am venit în 83 și am rămas... Și ați rămas mult timp. Și am rămas la Steaua, numai da. Aveam antrenor pe Halagian, s-a vorbit foarte mult timp că Halagian m-ar fi adus la Steaua, dar nu e adevărat. Halagian l-aveam antrenor la Scornicești în momentul ăla și a tras de mine mult timp să nu plec la Steaua, să rămân la Scornicești, dar eu doream să fac alt salt și am venit la Steaua. Țin minte că a venit Neion Alexandrescu după mine. Jucasem cu Steaua, atât în meciuri amicale. Țin minte că a fost un turneu aici pe Steaua în București și era invitată Craiova, o echipă din RDG atunci. Și am făcut niște meciuri și senzaționale, bineînțeles și în campionat contra Stelei, și Neion Alexandrescu și Neemi americenei m-au dorit la Steaua. Ei doi, de fapt, m-au dorit, a venit Neion Alexandrescu după mine la Craiova, am avut discuții cu el și doleanța mea a fost să intru la facultate aici la București, nu puteam decât la Academia Militară, nu se întâmplase cu niciun jucător până atunci. E bine, eu am deschis acest drum, fiindcă mai fost colegi care au terminat facultatea, Tudor Stoica, Lăcă mi se pare, Bumbescu. Deci care se putea, nu era imposibil. Da. Păi s-a putut, fiindcă am făcut acest lucru. Și am venit la Steaua și, într-adevăr, la Steaua am obținut performanțe fantastice. Tatăl a fost de acord cu toate alegerile pe care le-ați făcut? Sau au fost și momente când spunea nu semna cu nu știu ce echipă, stai, gândește-te, nu. Nu, tata, ce credeam eu că e bine pentru mine, el era de acord, dar sigur că și el cred că își dorea foarte mult să vin la Steaua. Da, Steaua București era un nume și uite că am făcut foarte bine. Am făcut o alegere perfectă. Ați fost un copil altfel muncitor. Era cursul vieții dacă rămâneam la Craiova, dacă rămâneam în zona aceea. Per total, ați fost un copil bun, un copil ascultător sau ați mai făcut și boacăne cu fratele pe acasă? V-ați mai supărat părinții? Asta era la ordinea zilei, bineînțeles că mama stătea cu noi. Îți imaginezi doi copii. Pe mama sau pe tata? Pe tata. Nu, mama. Pe mama de frică, mama, da? Mama, tata n-avea treabă. Tata cred că nu mi-a dat o palmă. Dar la mama am luat curele. Păi da, eram nebun, făceam tâmpenii, prostii. Țin minte odată că ne-am închis în cameră și eu și frate, și noi am dat drumul mama vreo 2-3 ore. Ne-am luat o bătaie cu cureaua de nu ne-am văzut. Da. Făceam boacă, sigur că da. Plăcerea mea, țin minte, când eram copil, aveam 10 ani, 12 ani, 13 ani, să vină vacanța, să fug la țară. Evident. Da, ca evident. Toți am avut o copilărie formidabilă. Sigur că antrenorii pe care îi aveam, că am avut mai mulți antrenori la Craiova, veneau după mine. Veneau la țară după mine, sigur. Auzeam, da, mă ascundeam, nu vroiam în acea perioadă să stau la țară. Adică nebunii. Făceam, ne scăldam pe câmp, ne duceam, furam poame,
cireșe. Uite să povestesc un episod. Eram, țin minte că mai eram cu un prieten într-un cireș, la furat de cireșe, și a venit o doamnă care era mai în vârstă și a luat o mănunchi de urzici. S-a pus cara și a venit după noi să ne dea curzicele după noi și așa mai departe. Deci chestii din astea, care copii de astăzi nu. Asta voiam să vă spun. Sunt sigură că sunt foarte mulți copii care ne urmăresc acum. Se uită cu tații, care vă sunt fani. Da. Și poate că ei nu înțeleg toată treaba asta, nu înțeleg joaca asta. Nu. Și nu înțeleg ideea că această generație, și slavă cerului și eu, chiar dacă e diferență mare de vârstă, și am avut copilărie și m-am bucurat de alte jocuri, de alte momente. Fără telefoane și gadgeturi. Bine, eu l-am mai prins așa cât de cât, dar totuși știu ce înseamnă statul ăla afară, joaca aia afară, cu prietenii, cu... Da, așa v-ați format și cred că v-a ajutat foarte, foarte mult. Păi exact. Și în sport. La Craiova, când am venit la Craiova, am stat exact lângă agronomie. Da. Acolo la agronomie era cantină care mult timp am servit masa cu tineretul Craiovei, cu Universitatea Craiova, cu echipa mare. E, acolo erau 4 blocuri și restul erau 4 terenuri de fotbal în care se juca. E, când nu mergeam la țară, de dimineață când mă trezeam, în niște chiloți și un maieu, picioarele goale, stăteam de dimineața până seara numai pe teren și jucam numai fotbal. Și alte sporturi, mai jucam handball, țin minte, mai erau studenți acolo care în timpul liber jucau. Copiii mei, nepoții, le povestesc acum, băi, toată ziua jucam fotbal. Nu înțeleg, fiindcă ei au alte preocupări acum. Da. Alte preocupări și se vede. Se vede în fotbal românesc că nu mai apar jucători, nu mai... O să ajungem și acolo, pentru că am niște întrebări legate de fotbalul din ziua de azi, din România și nu numai. Vreau să vă întreb când a fost momentul acela când ați început să fiți independent financiar și să vă rupeți cumva de mama, de tata, de familie, ba mai mult să și ajutați. Da, la vârsta de 16 ani, deja când jucam la tineretul Craiovei, am devenit independent financiar, fiindcă acolo aveam o indemnizație în jur de 2000 de lei pe lună. 2000 de lei pe lună era un salariu foarte, foarte, foarte bun. Foarte, mai aveam prime de joc, aveam o echipă foarte bună și câștigam în jur... Da. Câștigam toate meciurile, aveam, țin minte, prima 200 de lei, să mai aduna și de acolo 1000 de lei. Și v-a ajutat părinții încă de pe atunci. Da, bineînțeles. Păi, în momentul când am plecat la Slatina, deja 10.000 de lei erau bani foarte mulți atunci. Adică, țin minte că am mai construit tata două camere unde stăteam noi acolo. Sigur că mi-ajutam părinții. Și mai ales la vârsta aceea fragedă, cred că atunci îi spune cuvântul educația, dar poate că și anturajul. Care a fost prima aroganță pe care a făcut-o puștiul Victor Pițurcă, văzându-se deja cu destul de mulți bani? Că era cumva normal, nu știu. Nu știu neapărat. Prima mașină, prima haină scumpă, nu știu, ceva. Ce v-ați fi dorit? În momentele alea nu prea aveai ce să faci cu banii. Ascultă-mă, eu țin minte că atunci, nu știu, aveam 17 ani și am plecat cu echipa națională de juniori. Da. Profesorul Ardeleanu era antrenor la turneul final în Suedia. Era prima mea ieșire într-o țară, într-o țară ex-comunistă. Sau nu m-am exprimat bine. Într-o țară democratică, fiindcă așa mai pusesem în Bulgaria, în Serbia. Uh-huh. În Suedia a fost cu totul altceva. Țin minte că am venit de acolo și mi-am cumpărat o pereche de blugi. Blugi la noi nu existau atunci, adică să ai o pereche de blugi atunci pe timpul ăla erai șmecher. Nu pot să o numesc pe asta. Exact, nu puteam să o numesc ca aroganță. Sigur, un tricou mi-am cumpărat și de asemenea mi-am adus vreo două cartușe de țigări, de Astor se numeau.
nu știu dacă mai există acum aceste țigări, dar eu nu fumam. Dar de ce l-ați luat? Mi-a plăcut mie foarte mult cum arăta cartușul de țigări și pachetul. Și atunci, poate asta putem să o numim aroganță, am ieșit cu prietenii mei, că aveam un grup de prieteni care ieșeam seara în oraș și atunci am început să trag din țigară. Da. Fără să trag în mine, dar fițe, adică de astea. Și atunci a fost primul moment când am ieșit și ți-am răspuns la întrebarea ta. N-a încercat tatăl să vă scoată aceste fițe? Sau antrenorii? Nu s-a aflat? Că... Nu s-a aflat. Păi da, nu, că nici nu m-am apucat de fumat atunci. A fost așa, pură curiozitate. Da. Pe urmă, după un an de zile, am început să fumez și eu. Și aici pot să povestesc altă întâmplare. Eram la Slatina. Și mergeam către teren la antrenament pe la ora 9:30 dimineața, 10. Am plecat de acasă fără să mănânc nimic și început să fumez atunci și mi-am aprins o țigară și am fumat acea țigară pe stomacul gol. Nu m-am simțit bine, am vomitat și din momentul ăla am fumat poate până la 50 de ani. Nu mai am pufăit țigara, am tras niciodată în mine. Plus că atunci când mergeam în cantonament, la munte, nu puneam țigară în gură, ceea ce am implementat și la echipele unde am fost, la Steaua mai ales. O să vă povestesc o întâmplare și cu când eram cu echipa în cantonament la Forman. Și asta am făcut. Erați responsabil, adică da, era normal cumva să vă lăsați influența și de prieteni, de eu știu ce din gașcă, dar știați foarte bine care vă era scopul. Da, exact. Nu am băut. De fumat am fumat, dar v-am spus de ce. Cu măsură. De ce maniere, exact. Le pufam. Bine, nu era bună nici normal. Chestia asta să tragi fumul, că oricum poate se mai ducea. Da. Auzeam tot timpul, îmi spuneau prieteni și cu cine vorbeam, că domne, vezi că poți să faci cancer la gât, nu știu ce, dacă doar pufăi țigara. În sfârșit, la un moment dat m-am lăsat, acum vreo 20 de ani. Am zis că nu mai fumez, dar gata. Dar cum te-ați putut? Fără probleme. Dintr-o dată? Fără probleme, da. Brusc. Păi eram antrenat în sensul ăsta, fiindcă atunci când mergeam la fotbal, la munte, în pregătire, pauză. Deci dacă puteam atunci să țin 2 săptămâni și s-a întâmplat ani de zile, când am zis mă las, adică mi-a venit mintea la cap, m-am lăsat cu asta basta. Care au fost cele mai grele momente atunci când vine vorba despre fotbal? Nu știu, chiar și un gol ratat, chiar și un când vine vorba de un contract, de o ceartă, de o neînțelegere, poate probleme în familie, poate o veste pe care ați primit-o și în continuare trebuia să mergeți la un meci important. Care sunt momentele grele care v-au marcat? Nu mai mi-aduc foarte bine aminte, dar însă țin minte când am plecat la Craiova, la Târgu Jiu și nu mai m-a luat înapoi Craiova. Da. Teașcă era antrenor. Am suferit atunci, fiindcă țin minte când am ajuns la Târgu Jiu la unitatea militară, m-a chemat domnul Gerard Gorgonețu, care ulterior, când a venit la Steaua, a fost și în conducerea Stelii, venea și la noi la echipă și mai stătea de vorbă cu noi. Și m-a chemat la el și mi-a zis... Băi, Pițur, că vrei să vii, mă, la Târgu Jiu, să joci la Târgu Jiu? Ar fi general, cum să vin la Târgu Jiu? Vreau să mă întorc la Craiova. Târgu Jiu era în divizia C atunci, era la bătaie cu Turnul Severin. Mai exista un Pițur că la Turnul Severin, unul din neamul nostru, care care a decedat fiind jucător. Da, fiindcă în CV-ul meu văd că scrie că aș fi jucat și la Turnul Severin. Nu e vorba de Victor Pițurcă. Nu era Victor Pițurcă, era vorba de alt Pițurcă.
Și a spus, doctora general, nu, nu vreau, nu știu ce. Bine, mă, Pițurcă, dacă nu vrei la Târgu Jiu, asta e. E bine, de-a doua zi m-a scos la instrucție, îmi punea, nu știu câte kilograme în spate, făceam instrucție și așa mai departe, mă cheamă domnul general Gorgonesu după 5 zile, 6 zile. Și a zis, bă, Pițurcă, vrei să la Târgu Jiu, vrei să joci? Numai la Târgu Jiu vreau să joc, tovarășul general. M-a lecuit? Da, m-a lecuit, da, m-am liniștit imediat. Și am jucat la Târgu Jiu. Da. Am jucat la Târgu Jiu, țin minte, în divizia C. Eram în spatele Severinului la 2 puncte sau 3 puncte și am reușit promovarea pentru prima dată. Am ajuns idol în Gorj acolo. Am marcat, nu știu, în returul ăla de campionat, cred că vreo 40 ceva de goluri. Și am rămas la Târgu Jiu, am mai jucat la Târgu Jiu încă un an de zile. A venit Neatică Oțet, antrenor, au mai venit de la Craiova jucători, Velea, Țară Lungă, care erau jucători extraordinar de valoroși. În sfârșit, după aia a urmat, am fost în pregătire cu, m-a vrut Halagian, era la Pitești, cu domnul profesor Ianovski. Și țin minte că după ce au câștigat ei campionatul, a bătut aici în Ștefan cel Mare pe Dinamo cu 4-3, în acea perioadă am mers la Pitești, am făcut perioada de pregătire cu ei în Bulgaria, a fost un turneu și după aia m-am întors la... N-au reușit să mă legitimeze, nu mi-au dat drumul cei la Târgu Jiu. În schimb, m-am întors înapoi și după 2 luni de zile au venit și m-au luat cei la Scornicești. Da. La Scornicești aveau putere, au putut să mă Unde ia. Unde v-a simțit cel mai bine? Care rămâne echipa de suflet? La Steaua. Steaua, asta clar. m-am simțit cel mai bine, fiindcă așa a fost să fie, au venit, a fost un nucleu de jucători necunoscuți, deci nu aveam un mare nume, Plăcătuș, da. Eu, Petcu, Tătăran, pe urmă a venit Bumbescu la un an după mine, Bărbulescu, Rad 2, și iată că acel nucleu de jucători a venit, Loți Bioloni, la fel la un an după mine, am reușit acele mari și performanțe, chiar să dominăm în Europa în jur de 3-4 ani de zile. Și acum cum împărțiți, Steaua sau FCSB? Nu, eu sunt cu echipa armatei, cu Steaua. Cu Steaua. Cu Steaua București, normal. Nici gând de... Nu, fiindcă e normal să fie așa. Noi toți jucătorii care am câștigat Cupa Campionilor suntem alături de echipa armatei. Da. E normal să fie așa. Mă întorc puțin în spate și îmi spuneați că tatăl a fost cel care cumva v-a insuflat ideea asta și dorința de a deveni fotbalist. Nu mai este printre noi. Când s-a întâmplat asta? Câți ani aveați? Păi, cred că prima dată la fotbal m-a dus la 6 ani de zile, așa, pe la 6. Și când s-a stins? Când l-ați tata? Pierdut? Tata, da. L-am pierdut înaintea meciului pe care îl disputa echipa națională a României în Olanda. Țin minte că tata avea probleme de sănătate, deci nu m-a luat prin surprindere. Știam că e o perioadă mai grea, mai delicată și s-a și întâmplat, da, cu chiar cu o zi înainte de a intra în cantonament pentru acest joc. A fost rapid momentul, a trebuit să merg la Craiova, a urmat în mormântare, a trebuit să vin la băieți, a trebuit să-mi schimb mimica feței, să pregătesc meciul. M-a ajutat foarte mult lucrul acesta și am obținut și un rezultat foarte bun, am reușit un 0-0 în Olanda. Și am trecut peste moment. S-a întâmplat totul în câteva ore. Da, ați și da, aflat de veste, nu da. Erați lângă tată. Nu, nu. Ați fost și la mormântare
și ați apucat să vă și întoarceți să jucați meciul și un meci foarte bun de altfel. Da, exact, exact, și iată că am depășit momentul, mi-a ajutat Dumnezeu, fiindcă noi suntem și am fost o familie foarte, foarte unită. A fost, da, da, a fost o treabă grea, dar asta e viața. Dar, știți, poate era, nu știu, adrenalina aceea, aveați foarte multe lucruri de făcut, trebuia să demonstrați, apoi când v-ați liniștit, ați apucat să realizați ce s-a întâmplat, da, și că nu o să îl mai vedeți? Da, bineînțeles, bineînțeles. El fiind de câțiva ani, având probleme, da, gândeam lucruri. Cumva. Eram pregătit, da, eram pregătit de psihic și am trecut mai ușor. Când știi, știi că se va întâmpla la un moment dat, da, te resemnezi. E mai ușor, treci mai ușor peste moment. Cum a fost după pentru mama dumneavoastră, pentru frate, pentru întreaga familie, nu știu, cum v-ați împărțit sarcinile, cum s-a schimbat practic totul? Da, nu s-a schimbat foarte mult, fiindcă fratele meu cu soția, cu nepoții, cu mama stăteau în Craiova, eu stăteam în București. Nu a rămas singură. Mama oricum a avut foarte mult de suferit câțiva ani cu tata, că trebuia să-l îngrijească și era foarte greu. Și s-a întâmplat acest lucru, a fost în regulă, fiindcă cred că dacă mai dura un an, doi, nu o mai aveam nici pe mama între noi. Fiindcă tata, într-adevăr, avea o boală mai dificilă, mai grea și trebuia îngrijit. Iar și noi, în familie, nu acceptăm să ducem părinții la... știu eu, la case din astea de bătrâni și așa mai departe. La un azil sau exact. Nu știu ce. Și mama, încă o aveți în viață? Mama o am încă în viață, are 90 de ani și petrece timpul mai mult de jumătate din an aici în București cu mine. Incredibil. Când este cald și când este timpul bun, merge la Craiova. V-ați înțelinat la fază când a venit vorba de mama. Da, bineînțeles. Ce bineînțeles. Înseamnă mama pentru dumneavoastră? Totul. Sigur că am momente când mă gândesc ce se va întâmpla, că nu va fi, dar încerc să depășesc momentele, fiindcă încă o dată revin și spun, asta e viața. Asta e cursul vieții. Da, asta e cursul vieții, fiindcă și eu deja am făcut o vârstă, nu? Mai discut cu mama și îmi zice că e incredibil cum am ajuns ca eu să am vârsta asta și ea să trăiască încă. E o minune, într-adevăr, având în vedere că ne tot plângem în fiecare zi de timp, de probleme, de dureri, boli peste boli, afecțiuni și alte probleme. Dar nu despre asta vrem să vorbim. Vreau să vă mai întreb. Mi se pare așa că tot ce ați povestit mi-a arătat că Victor Pițurcă a fost mereu un om echilibrat. A știut să se bucure câte puțin din fiecare perioadă a vieții, a ascultat de sfaturile tatălui și a supărat părinții acum, na, ca fiecare adolescent copil. Dar cred că foarte important este că v-ați ținut de treabă și ați avut un scop. Ați mai ieșit deraiat din când în când? Normal. Ați fost și pe punctul să vă lăsați, să spuneți, aoleo, ce-am făcut, cum mă mai întorc, da, la treabă? Nu m-am gândit niciodată la acest lucru. Am fost un luptător, fiindcă un adevărat om, bărbat, nu numai femeie, și femeile trebuie să știe să depășească anumite momente. Viața fiecăruia au fost momente grele, dificile, da. Și eu am avut parte de multe momente. Deci, fiind și o persoană publică, ocupând și niște funcții extrem de importante, sigur că am fost în vizorul, exact, am fost în vizorul ăla. Și s-au vorbit multe, s-au spus multe lucruri neadevărate despre mine. Dacă iau să nu mai iau din urmă, că s-au scris, s-a vorbit foarte mult de ceea ce mi s-a întâmplat acum ultima dată cu DNA-ul, da, cu incredibil, adică așa abuz.
S-a creat o întreagă vâlvă, nici n-am vrut neapărat să pomenesc despre acest subiect, dar cum ați trecut peste, cum ați primit vestea și dumneavoastră și Alex, pentru că în preț de câteva zile bune ați fost personajele principale în presa din România. Asta s-a dorit, asta s-a dorit. De fapt, ăsta a fost scopul, fiindcă dacă e să luăm faptele sau ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat absolut nimic. Și dacă e să spunem că Alex, în sfârșit, el a fost în această afacere, eu chiar că nu am avut nimic, dar Alex, la afacerea în sine a fost o afacere foarte, foarte corectă. Și s-a scris că după vremea pandemiei ar fi mii de cazuri în care, știu eu, sau punct de vedere financiar, s-au luat foarte mulți, foarte mulți bani. Nu înțeleg cum au găsit această afacere făcută de firma lui Alex Pițurcă, când afacerea nu există prejudiciu. Totul a fost făcut legal. Bine, a fost o chestie orchestrată, am stat și m-am gândit foarte bine după ce s-a întâmplat acest lucru. Nu mă așteptam să se întâmple acest lucru, da. Să fiu privat de libertate, atât eu cât și Alex, fiindcă, de fapt, ce s-a urmărit? Închipuiește-ți că într-o vineri am fost sunat de un număr necunoscut, am răspuns că, domnul Pițurcă, sunt nu știu cine de la DNA, luni dimineață trebuie să vă prezentați la DNA. Bun, pentru ce trebuie să mă prezint? Păi pentru afacerea cu materialele de COVID, nu știu care. Ok. Am rămas puțin surprins, fiindcă cred eu că DNA-ul trebuie să trimeată o citație, în sfârșit vineri. Mai oficial, da. Alex, la fel, a fost și el chemat tot luni. E bine, cred că scopul era ca eu și el să venim luni și să ne încătușeze, să ne lege de mână pe amândoi, să ne ducă exact ca pe frații Tate. Asta s-a urmărit. Din păcate nu le-a reușit această strategie, fiindcă Alex era plecat, avocatului la fel, și ei au venit marți. Bun. Asta s-a întâmplat. De ce? Eu cred că s-a întâmplat acest lucru fiindcă cel care era procuror șef, peste o săptămână se făceau alegeri din nou și probabil a vrut să fie această tevatură sau a intervenit, cum mi se spune, domne, cineva s-a întâmplat din cauza că cineva mai mare, nu știu ce avea împotriva ta, sau eu n-am avut nicio, sigur că am mai spus de câteva lucruri, dar să ajungă să întâmple. Pe urmă, tot ce s-a întâmplat în mass media, adică apăreau multe dezinformări și minciuni, în sensul că, domne, măști neconforme, falsuri, da. Se vehiculau milioane de euro care n-aveau nicio legătură cu mine sau cu Alex. Deci asta a fost. Acum cine va răspunde? Eu încă sunt... Asta voiam să întreb. Cum se va termina? Nu știu cum se va termina. Încă sunt inculpat, fiindcă de aici... Ținta a fost un personaj care se numește Țuțu Gabriel și care el a avut alte lucruri în acest dosar și care au fost băgate în aceeași oală cu dosarul ăsta, cu dosarul respectiv. Da. Și de aici multe lucruri din astea false, că eu aș fi lucrat cu el împreună, să aducem, nu, n-am avut nicio legătură cu și Gabriel. Acum sunteți în stadiul în care așteptați? Este o anchetă? Sau... Păi acum încă au mai chemat, n-ați văzut că au chemat politicieni, da. Care n-au avut de-a face cu acest dosar. N-au fost implicați, absolut nimeni n-a fost implicat, dar au adus cu acea fabrică care
se vehicula că Pițur că a dus 8 milioane de euro, 6 milioane. Nimic adevărat. Nimic adevărat, nimic adevărat. Cât de mult v-a afectat tot ce s-a întâmplat? M-a afectat foarte mult. Foarte mult, fiindcă lumea vede, aude și chiar își face o impresie că... Fără să știe ce se ascunde de fapt în spate. De-abia după câteva zile a început mass media, presa să-și dea seama de ce s-a întâmplat și pentru faptul că la tribunal judecătorul a spus pentru Alex, nu trebuie să stea Alex 30 de zile, că asta aveau de gând, păi nici măcar nu mi-au cerut lucrul ăsta. Da. Și oare care dreptate s-a făcut, dar rămâne ce s-a întâmplat. Tot adică privarea de libertate și care nu va trece așa, cum cred cei care au făcut lucrurile astea. Da. Deci, să sperăm că se va rezolva până la urmă, se va face dreptate, căci despre asta este vorba. Dreptate deja au făcut-o, da, domnii judecători. Dreptate trebuie să se facă în sensul că trebuie să răspundă cei care au făcut aceste lucruri. Cei care au orchestrat. Cei care au orchestrat aceste lucruri. Da, fiindcă eu am fost ținut 24 de ore, iar a doua zi am mers acasă și am sunat, trebuia să revin la DNA și am sunat avocatul și am spus că, domnule, o să vin acolo, sunt 100 de jurnaliști acolo. Aș vrea să vin pe spate, să nu mai eu. Și a fost de acord procurorul de caz, dar după o jumătate de oră am fost sunat de avocat că nu, să intru prin față, fiindcă s-a vorbit cu cel mare și a zis, nu, domnule, să vină pe-n față, da. Să, în sfârșit. Să fiți văzut tot. Să fiu văzut, da. Să se facă vâlvă mare, că uite ce s-a întâmplat. Apropo de momente grele, că tocmai asta vă întrebase mai devreme, cred că ăsta e la fel unul dintre cele mai incomode și grele până la urmă. Nu, momente, a fost foarte, foarte dificil, fiindcă știi ce se întâmplă? Te gândești la un moment dat când m-a dus la închisoare, că închisoare, da, este. Mă gândeam, într-adevăr am făcut ceva? Ce am făcut? Sau poate nu am știut, poate am făcut ceva, fiindcă am fost băgat într-o chestie care eu nici nu o înțeleg, adică am cumpărat influență. Deci s-a spus, asta a fost acuzația mea. Acuzația, da. Da. Că am fost, l-am întâlnit pe acest Suțu Gabriel și că eu am cumpărat influență, că el mai departe să meargă la Ministerul Apărării Naționale, da, adică o prostie. Fiindcă eu eram cel care eram cu banii, iar aceștia, dacă ar fi fost să fie, ei cumpărau influență la mine, fiindcă eu trebuia să vin cu banii. Ceea ce s-a și întâmplat din declarațiile martorilor care au cumpărat aceste... Da, spun că erau presați de fostul ministru al Apărării Naționale să aducă aceste materiale chiar cu pierderea funcției. Deci, toată lumea vroia ca Pițurcă să investească, să bage acești bani ca să facă rost cât mai... Ce ați învățat din experiența asta? Din experiența asta am învățat că nu trebuie să ai de-a face cu statul. Afaceri cu statul. Deci eu când am intrat în afacerea asta, am discutat cu un domn și mi-a spus, da, n-ai nicio problemă, tu ești investitor, bagi bani, dar să știi că o să fii chemat la un moment dat. La un moment dat. Păi stai puțin, de ce să fiu chemat? Pentru că ați deranjat? Fiindcă sunt afaceri cu statul. Da. Probabil, poate am și deranjat, probabil, din câte am înțeles din declarație acum, la acest Suțu Gabriel a apelat și Ministrul Apărării Naționale, actualul prim-ministru, și generali, să-l roage să îi ajute să facă rost de... Și atenție, că de mine se leagă de momentul când am fost la Suțu Gabriel. Atunci nu era vorba
de acele materiale și nu s-a pus în discuție că acele materiale le vor lua cei de la Ministerul Apărării Naționale. Dar? Nu. Atunci ei vroiau să aducă numai... Ce se întâmplă? Acest sus Gabriel, pe scurt, și aducea materialele lui. Da. Era avionul plin, numai jumate. Interesul lui era ca și cealaltă jumate să, de avion să fie, să se plătească transportul. Deci eu am plătit la acest transport 280.000 de euro. Nu eram eu, trebuia să plătească cât era întreg 500.000 de euro. Să, deci, până la urmă, Țuțu Gabrielă, eu acum am înțeles lucrurile astea. De fapt, el a lucrat pentru întreprinderea la care era angajat și nu că ar fi făcut, ar fi făcut ceva. Deci, Ministerul Apărării Naționale era interesat de acele materiale care au venit, că nu era vorba numai de măști, era vorba de combinizoane, de ochelari și așa mai departe. Ei nu puteau să aducă. Nu puteau să aducă. Cel care era în măsură să rezolve era acest Susu Gabriel, acest printr-o om, firmă, da, printr-o firmă care s-a asociat Alex și care Alex avea obligația să vină cu partea financiară, iar ceilalți să se ocupe de calitate, de transport, de cantitate, de materiale. N-avea nicio legătură cu, până la urmă, cu Alex, nu cu, cu mine, nu se pune problema, că au fost măști neconforme sau că... Deci, asta s-a întâmplat. Vedem în continuare ce se va întâmpla. Cumva o altă experiență neplăcută în care, iată, ați fost plecați amândoi, și tată și fiu. Exact. Se vedea clar, era vizibil pe chipuri că era total neplăcut, că v-a afectat, dar o altă dezamăgire. Ați mai fost vreodată dezamăgit de legi, de stat, de țară, de oameni de aici? În general, da. În general, da, fiindcă nu-mi place că țara noastră, care e o țară extrem de bogată, ar trebui să fie extrem de bogată, ca oamenii să aibă lipsuri, să nu poată să-și cumpere minimul necesar pentru a-și duce viața. Personal, adică, cunosc și sunt sigură că și dumneavoastră cunoașteți sportivi, cântăreți, artiști, oameni care sunt mai apreciați în afară decât aici în România. Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Păi, da, gândiți-vă că mari sportivi ai acestei țări, mă refer la Nadia Comăneci, la Ilie Năstase, ce li se întâmplă, cum sunt făcuți de anumite persoane și cum e incredibil așa ceva. Păi, în primul rând, Nadia Comăneci și Ilie Năstase sunt cunoscuți. Ilie Năstase, când iasă la Paris, îl cunoaște toată lumea. Bine, e un personaj, normal. Ilie Năstase, însă Ilie Năstase a fost un sportiv fantastic. Și oamenii uită. Oamenii uită, sigur, uită foarte repede. Și asta sunt eu nemulțumit, fiindcă n-am văzut până acum foarte puține personaje din peisajul politic care au luptat pentru oameni. Încă sunt actori care mor de foame, sunt sportivi. Exact. Leonardo Roftei acum a venit în minte, care a fost nevoit să plece tocmai Dar gândiți-vă la bătrânii noștri. Da. Gândiți-vă cum își duc acești oameni traiul. Când aud că se mărește pensia cu 50 de lei. Păi, fraților, stați puțin, ce să facă un om bătrân care probabil nu mai are ajutor și trebuie să-și plătească casa, ce consumă el acolo, și văd că merg bătrâni în piață și trebuie să-și cumpere 3 cartofi, o jumătate de kilogram. Să nu mai vorbim de medicamente și de... Nu mai vorbim de medicamente, că exact. Da. Asta mă nemulțumește foarte mult pe mine. Din păcate există aceste lucruri, din păcate nu știu cât le putem noi schimba, doar în a ne da cu părerea sau a încerca să facem acolo fiecare ce poate. Da. Însă, întorcându-mă puțin la tot ce am povestit până acum, e bine că am lămurit și treaba asta cu dosarul DNA. Apropo de acest echilibru și apropo de această liniște pe care v-ați oferit-o, cât de mult a contat și familia pe care v-ați întemeiat-o? Pentru că am observat la foarte mulți sportivi și întemeiază o familie de vreme. Copii sunt liniștiți, adică
acasă îi așteaptă armonia, acea liniște. Totuși, viața de fotbalist e una grea. Foarte grea. Pare foarte ușor grea. Din afară. Dar nu ține doar în a da un gol și da, bineînțeles, bineînțeles. A fi iubit de o întreagă galerie. Cât de mult v-a susținut familia, soția, copiii? Cât de mult v-a ajutat să vă păstrați acest echilibru și această liniște? Păi, în sensul ăsta am fost foarte norocos. Foarte norocos. Foarte norocos. Încă așa le spun și copiilor mei, și lui Alex, și lui, da, care el deja are probleme. Trebuie să ai noroc. Trebuie să știi ce alegi. Credeți? Da, noroc? Bineînțeles, trebuie să ai. Norocul de obicei și îl face om. Așa s-a întâmplat la mine, am fost și mare norocos să dau peste o femeie extrem de echilibrată, de... Sigur că așa mi-am crescut-o și eu, fiindcă... S-a modelat, da, exact, exact. Deja de la 17 ani am cunoscut-o. Wow. Da, exact. Deci, am povestit mai devreme că am plecat la Târgu Jiu și până la urmă am fost foarte norocos că, uite, acolo am găsit ceea ce... La Târgu Jiu v-ați cunoscut soția? Da, da, la Târgu Jiu. La Târgu Jiu ea era încă elevă la liceu și când am plecat la Scornicești, chiar în seara când aveam cununie, au venit cei la Scornicești după mine, da? Eu am venit la Scornicești, ea a terminat în momentul la liceu, a luat la facultate la Craiova și s-a mutat la casa mea din Craiova. Eu făceam naveta Craiova-Scornicești. Și s-a ținut de facultate, a mers totul. Da, a terminat electrotehnica. Ultimul an l-a făcut la București. Nu aveai voie, dar au intervenit cei de la Steaua și ultimul an de facultate și l-a făcut la București. E greu să fii soția lui Victor Pițurcă? Foarte greu, foarte greu. Păi, gândiți-vă că eu nu prea am știut cum au crescut copiii mei. Numai soția mea s-a ocupat, eu eram numai în cantonamente. Deci asta se plâng jucătorii, acești tineri. Dom'le, nu se mai face în cantonamente. Noi făceam cantonamente, atunci stăteam numai în cantonamente. Încă aveam campionat, cupă, echipă națională, cupele europene, numai în cantonament. Stăteam, nu știam viață de familie, rar veneam. O mare diferență între ceea ce îmi povestiți și această căznicie și căznicii din ziua de azi, sau mai ales când sunt implicați și sportivi, vorbim de neîncredere, vorbim de certuri, vorbim de despărțiri foarte, foarte rapide, adică în câteva luni sau într-un an sau... Nu mai e răbdarea aia, nu mai e încrederea. E normal, văd acum soții de fotbaliști că cum se căsătoresc, văd că apar în fotografii, da, selfuri dezbrăcate, de cum să țină o astfel de... E foarte greu, e foarte greu. Da. Iar și pentru o soție de fotbaliste, foarte grea viața, fiindcă trebuie să stai majoritatea timpului mai singură, fiindcă asta e. Sau să pleci după soț, după contracte. Exact. Unde... Bine, asta e mai ușor, dar gândește-te că o soție de fotbalist își petrece foarte mult timp singură. Adică omul nu e acasă, omul, da, e la muncă. Pleacă în deplasare, că e duminică, că e Paști, că e Crăciun, nu contează. Deci asta e viața de fotbalist. Iar femeia trebuie să înțeleagă lucrurile astea. Trebuie să treacă peste momentele mai dificile, mai grele, fiindcă sunt niște sacrificii acolo. Sunt niște sacrificii, mai ales dacă ai copii. Adică nu e simplu, nu e ușor. Alex, cum a văzut toată treaba asta cu fotbalul? Pentru că și el a avut un început de... Dar pe parcurs... El a jucat până la vârsta de... Nu știu la cât s-a lăsat, la 30. Da, la dar și nivel. Cu acceptul meu. Și cu acceptul meu, fiindcă eu mi-am dorit pentru el să ajungă în vârful piramidei. Adică să
fie un titular al echipei naționale, n-a reușit acest lucru. Și atunci... Dar credeți că a avut o presiune, fiind presiunea a avut fiul marelui Victor Pițurcă, da, și bine, oamenii având pretenții de la el? Bineînțeles, bineînțeles, bineînțeles că... Însă el a muncit fantastic, a fost și cu mine câțiva ani și... Într-adevăr a fost o muncă titanică, dar uite că a jucat la echipe bune, nu a jucat la, a jucat la Craiova, a jucat la, la Târgu Jiu, însă nu a atins. Îi dădea sfaturi, mai certați acasă după un meci sau după un antrenament? Tot timpul, bineînțeles, tot timpul, sigur că da, sigur că da, fiindcă în sport, da, în fotbal, în primul rând contează valoarea. Când ești valoros și muncești, că trebuie să și muncești. Dar dacă o să ajungi să fii valoros, e greu, e greu, da. Da? Da. Sigur că vorbeam mai mult de minusurile pe asta care le făcea negative și îl tot pisam că se plictisea și el. Da, și, da. Și nu poți să faci. Înveți. Și eu mi-au trecut... sute de fotbaliști prin mână. Degeaba, vorbești cu el, fă asta, fă asta, fă asta, că nu poți să faci în teren dacă nu ai acea valoare, acel... Îți trebuie noroc, îți trebuie acea valoare, exact, talentul. Da, 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 adică e vorba de calitatea nativă. Sigur, da, mai îmbunătățești. Există pe parcurs. Există sau nu? Da, dar cu dacă nu ai, cu ea te naști, exact. Cu ea te naști. Ce, pe mine m-a învățat cineva să mă demarc? Nu. Eu am avut demarcarea în sânge de când eram, eram copil. Adică eu le povesteam și lui și lui Alex că atunci când jucam la Craiova, pe atunci eram juniorii Craiovei, dar jucam pentru niște echipe din județ, și ne duceam, jucam pe la țară. Băteam câte 15-0, 20-0, eu marcam câte 10 goluri. Eu când îi spuneam lui Alex, băi, eu când jucam la tineret, am fost golgheter de vreo 3 ori la tineret și atunci tineretul avea o echipă. Da. Adică era o echipă extraordinară atunci, la tineret. Da. Așa am fost norocos. Am fost norocos. Poate erau și alte vremuri, poate atunci adolescenții, nu știu, erau mai responsabil, poate, nu știu, au apărut prea multe între timp. Da, a apărut prea mult. Văd că sunt luați de val, nu mai... Păi nu, 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 e foarte greu, e foarte dificil, foarte greu. Adică, acum, uitați-vă ce se întâmplă cu tableta, cu telefonul. Adică... Mereu, tot spun de ceva timp că fotbaliștii, nu toți, nu generalizăm, dar mai mult se bucură de trofee în afara terenului de fotbal decât așa este, prin așa cluburi, prin... Păi da, asta e viața. Nu vedem vacanțe, da, și tot, da, așa. Da, 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 da. Păi, da, e păcat. E păcat, foarte păcat. E păcat. Mai ales pentru fotbalist, fiindcă viața în fotbal e scurtă, adică sunt câțiva ani. Da. Bun, o iei de la început, de când ești mic. Dar când ajungi acolo sus, joci 8, 10, 12 ani, adică... Și ne place cu toții să ne lăudăm cu generația de aur, cu nume foarte mari din fotbal, din sport. Bineînțeles, bineînțeles. Și credem că e simplu, că a fost ușor. Nu, nu, nu. Au fost performanțe în fotbal românesc care cu greu vor mai... Cum e Victor Pițurcă ca tată? Cum vă vedeți? Am fost un tată exigent care... Ați preluat de la tatăl dumneavoastră treaba asta? Da, nu neapărat. Nu neapărat, fiindcă tata pleca dimineața la servici și venea după amiază la 4, da. 5. Da. Da, noi în general stăteam numai cu mama. Cu mama. Da. Dar am învățat pe parcurs. Adică... Am încercat tot timpul... Mai ales fiind mai tot timpul plecat, cumva poate ați și pierdut din acele momente esențiale, importante. Da, am pierdut, însă nu, am avut grijă ca copiii mei să aibă o educație sănătoasă. Să compensați mai târziu. Da, educație sănătoasă și așa s-a și întâmplat, fiindcă am niște copii liniștiți, nu am niciun fel și de... Și cu educația aleasă. Și cu educația aleasă, exact.
Ce sfaturi te dați lui Alex când îl vedeați că îl începea să fie din ce în ce mai cunoscut și în presa asta mondenă, să zic așa, pentru că deși a făcut treabă foarte bună în fotbal și a fost așa mai rezervat, pentru că nu l-am văzut vreodată să epateze sau eu știu nu, să facă... Nu, nu, el nu exagerează, prostii, dar... Fiind și fiul lui Victor Pițurcă și exact, iubindu-se poate și cu femei frumoase și cunoscute, a fost acolo. Că, el cred că, o spun acum, sper să nu audă, el e adulat de femei. Adică ce aud, bine și ce s-a întâmplat și ce aud că pe unde merge, pe unde... Ăsta e adevărul. Asta e adevărul. Leșină toate așa, una exact, după alta. Exact, așa aud, așa îmi spun nepotul meu, ginele meu. Unde merge, toate fetele grămadă pe el. Eu știu ce... Săracul de Săracul el. De el, da. Ce au găsit la el. Ăsta e adevărul, da. Și... Da, îl simți așa mai potorit de când e tătic? Da, da, da. Da, da? Da, el a fost un timp modest. Și niciodată când deschid un subiect cu el să vorbesc de o femeie sau asta, nu discută? Nu discută. Serios? Nu, vreau să... nu. Păi deci... și bun, și toate lucrurile care s-au întâmplat în viața lui, nu intrăm în detalii, o da. Despărțire, o împăcare, nu știu, l-ați aflat din presă sau de la el? S-a întâmplat și din presă, și din presă, din presă, da, abar n-aveam, n-aveam eu. Și nu-l sunați, măi, tată, uite, tu nu mai ești fata respectivă, da, de ce nu da, zis, ba da. Da, mie în general, fetele cu care a fost el nu mi-au fost la suflet, adică nu, eu vroiam altceva pentru el. Ce putea să-și dorească tatăl Victor Pițurcă pentru fiul lui? Nu știu, bine, eu nu mi-am dorit pentru el vedete. Nu mi-am dorit pentru el vedete. El a vrut numai vedete. Credeți că e un minus, nu? Un mic dezavantaj. Este un mic dezavantaj. Yeah. Un mic dezavantaj, da. Fiindcă i-am spus statutul de bărbat implică anumite obligații. El e tot libertin. Adică... În același timp, Pițurcă este un nume atât de cunoscut și de important încât, nu știu, cred că pe oricine ar cunoaște și-ar pune de două ori un semn de întrebare și-ar spune mă iubește pe mine sau contează numele meu? Apropo de ce spuneați, dacă e vedetă sau nu. Da. Dar, mă rog, asta nu, o să înțeleagă cu timpul. Acum, nu știu cum, eu am impresia că el e tot... la stadiu de copil. Da. Așa el, aveți, dar nu mai... El copilărește. Acum e, da. are copil, are băiat. A fost cu o femeie, în adevăratul sens al cuvântului, fiindcă Cristina e o femeie cu capul pe umeri, dar... E vedetă. Nu, pe Cristina nu iau așa. De ce am vorbit din nu n-am inclus-o pe Cristina în fiindcă Cristina are copil. Cristina s-a scris și de ea multe tâmpenii, multe astea pe care eu le-am verificat, să nu credeți că nu le-am verificat. Cristina e o femeie cu capul pe umeri și i-am spus lui Alex, băi, trebuie să știi să ai grijă de familia ta. Nu știi să ai grijă de familia ta? N-a fost sunt, să fie. Da, sunt persoane, nu că n-a fost să fie, că probabil... Putea fi. Nu poate fi în continuare, că nu îi văd despărțindu-se. Nu, serios? Nu. Păi și cum? E greu, e dificil, fiindcă ei se iubesc în continuare. E acel copil, da, bineînțeles. Sigur că da. E mare lucru că spuneți asta, acest lucru. Nu, ăsta e adevărul. Dacă e să vorbesc despre Alex, fiindcă cel mai important moment al lui în viața lui, acesta este. Da. Cu Cristina, având un copil. Da, bineînțeles. Indiferent ce s-ar întâmpla, rămâne mama copilului și cu siguranță cea mai importantă femeie de până acum din viața lui. Exact. Asta dar faptul că ați spus lucrul acesta înseamnă că e acolo un sâmbure de adevăr și înseamnă că poate mai trebuie să mai treacă un timp ca să realizeze.
Că nu se poate așa, da. Separat. Da. Așa sunteți e. Un om credincios? În general, da. Nu sunt un om care depășește anumite bariere. De când eram mic, copil, așa ne-a educat mama. Nu? Cu credință. Cu credință, suflet. Am spus, până la 7-8 ani în gerașul meu, pe urmă am trecut la Tatăl Nostru și asta fac... Sigur că în presă am apărut ca satana, ca... Da, nici nu vă întreb, pentru că am înțeles că nici măcar nu e adevărat. Nu e că nu e adevărat, exact. Neadevărate. Da. De ce este frică lui Victor Pițurcă? Cred că fiecare avem o frică. Da. De eșec, de moarte, de singurătate. Bun. Știi, de-a lungul timpului m-am gândit la anii când voi fi în vârstă, când voi fi... Într-o asta am încercat să mă pregătesc și m-am pregătit și sunt pregătit. Fiindcă, din punctul meu de vedere, organismul uman are nevoie de îngrijire. Sunt un tip care mănânc calculat, fac sport aproape în fiecare zi. Plimbări. Deci vreau să am bătrânețe frumoase. N-aș vrea să fiu bolnav, să mai să bine să depinde de cineva. Să depinde cineva și așa mai departe. Da. Asta ar fi răspunsul la dacă m-am gândit la ceva anume, știi? Da. Și cum spuneați, ține de o pregătire. Ține de o pregătire, da. Trebuie să gândești totul și să faci tu personal aceste lucruri. Nu... Acum, de ce să vă mint? Eu să fiu sinceră, am auzit multe păreri la viața mea despre Victor Pițurcă, cât de bine poate să arate și cum se menține. Eu mai știind, apropo de ce spuneați, de plimbări, de sport, de da. Fructele și legumele din grădină, nu pe care le culegeți, exact. Atunci cam acestea ar fi răspunsurile. Exact. Dar și gena. Să recunoaștem. Foarte importantă, foarte păi. Importantă. Mama are 90 de ani și încă are fire de păr negru în cap. Da, tata da, la fel. Da. Exact. Mai ales frizerița mea îmi spune, domnul Pițurcă, serios? Treabă clienți, da. Cu ce vă dați în cap? Cu ce? Că vă vopsiți? Că... Da. Eu le povestesc la toți că nu există așa ceva. Că nu știu ce. Și eu îți imaginez că râd, mă distrez pe tema asta. Fiindcă sunt omul care n-aș face lucrul ăsta. Adică, nu, niciodată. De ce să fac? Așa cum sunt, cum m-a dat Dumnezeu. Felicitări. Prietenul nostru Cristi mai îmi spune, ai priții cu mine, că uite, trebuie să-ți faci ceva, să-și faci ceva la asta. Nu vreau, mă, și Cristi. Nu m-a convins. Nu vreau. Da, nu m-a convins. Cine știe, la un moment dat? Da, nu. Nu? Niciodată. Păi de ce? N-am de ce. Și asta e adevărat, vă mențineți foarte bine. Deocamdată n-am. Apropo de prieteni, prieteni adevărați prin viața dumneavoastră sau... Nu știu dacă... prieteni adevărat sau ce, numărăm la... ce înseamnă un prieten adevărat? Ce nu înseamnă știu. Un prieten adevărat? Un prieten adevărat înseamnă să-ți fie ca fratele tău, ca tatăl tău. Deci așa văd eu prietenia. Da, am avut de-a lungul vieții oameni cu care m-am înțeles foarte bine și care m-am simțit bine, da? Nu am... Trecători. Și acum? Singurul cu care am rămas într-o relație este domnul Viorel Păunescu, care vorbesc în fiecare zi de câteva ori, cu care mă văd. În care aveți încredere. Care am încredere. Și Cristi a apărut mai târziu. Mai târziu, dar e acolo. Mult mai târziu, da, el fiind din Amoviz, da. Da, acum suntem prieteni, sigur. Mergem la plimbare, mi-a spus cum a spart televizorul când am câștigat Cupa Campionilor. Da, îmi povestește, da. Sigur că e greu să ai un prieten adevărat și nici nu știu dacă... Poate există, da. Sunt convinsă că mai ales în domeniul în care ați activat, v-ați lovit și de trădători, ca să zic așa.
de oameni care v-au înșelat încrederea, nu? Da, și care... nu neapărat trădători, să faci trădători, dar mi-au trecut mulți da. Copii prin mână. Care v-au și eu am luptat și am muncit cu ei. Unii au înțeles ce am făcut pentru ei. Alții, alții poate nu, da. Dar tot ce am făcut, am făcut numai în, pentru binele echipei, cu colectivului și pentru ei. Aveți ca persoane. Vreun regret în viața asta? Nu știu, regrete sunt mai multe. Care? Adică unul, de exemplu, cel mai așa un mare, mare regret este că am jucat câteva finale și nu am marcat gol. Fiindcă eram omul care când eram și trecea etapa și nu marcam gol, hai, la mine acasă era liniște totală, da. Ăsta a fost un moment din lumea sportului, o să-ți dau. A fost, nu am reușit cu echipa națională să mă calific la un campionat mondial, la un turneu final de campionat mondial. A rămas acolo durerea, o simt. Da, a rămas, exact, a rămas. Și sunt regrete, uite, la turneul final din Elveția-Austria. Da. Faptul că am fost într-o grupă de foc și Mutu reușind să marcheze gol din penalti, lăsam acasă campioana mondială, vicecampioană mondială. Am reușit atunci o calificare incredibilă, pe primul loc, Olanda, fiind o echipă extraordinară, s-a și văzut la turneul final. Bine, uite, am avut parte de-a lungul carierei mele la echipa națională de această Olandă. Nu am scăpat de această echipă. Vă urmăriți. Da, da, și țin minte că mai glumeam cu băieții când veneam și mă întâlneam cu ei la momentele de ședințe și le spuneam balauri la jucătorii olandezi, fiindcă într-adevăr erau niște balauri. Da. Adică toți erau foarte buni. De la mijloc încolo trebuia să găsesc o strategie să găsesc ca să-i contracarez. Era foarte greu, foarte dificil. Foarte dificil. Fotbalul ăsta e ca un microb. E cum e televiziunea pentru cei care activează și bine, e ca după fiecare meserie. Orice domeniu, normal. Orice domeniu devine un drog. Absolut. Mai ales dacă ai o meserie care o iubești, care îți place. Da. E foarte greu în viață să faci ce îți place. Dacă nu era fotbal, ce era? Nu știu. Nu m-am gândit niciodată. Știi când tata mai avea momente când îmi spunea, băi, lasă dracu fotbalul și du-te la... Și fă-ți o meserie. Când se enerva, când se enerva, da. Eu am făcut școala profesională la CFR. Mergeam, când eram la tinere, mergeam și la fabrică, la CFR. Țin minte că aveam un domn maestru care era mor după Craiova și făceam prezența, stăteam o oră și îmi dădea drumul. Trebuia să merg la antrenament la 11. Deci am făcut și ce mi-a cerut tata. Am făcut o meserie, aveam o meserie. Aveați acolo planul B? Aveam acolo, da, planul B, da. Deci puteam să merg la fabrică, da. Da. Și asta e în viață. E extrem de important să faci ce-ți place. Da. Eu cred că la o scară așa, la 1-100, cred că 80% din persoane nu fac ce le-ar place să facă. Da. S-au mai și pierdut între meserie. Acum sunt Instagram-ul, TikTok-ul... Da, și uite că sunt oameni care fac milioane de euro. La putere, da? Da. Cei care se axează doar pe acest exact, lucru, exact, da, într-adevăr. Exact. Ne apropiem ușor de final și mi-au adus aminte că a spus că o să ne povestiți câte ceva din cantonamente. Nu știu, ceva cu jucătorii și pe vremea când erați antrenor. V-au dat bătăi de cap? Au fost acolo probleme, incidente cu fotbaliști care... Bun, pe vremea când eram jucător, în cantonamente, atât cu
cu Craiova, cu Scorniceștiu. Da. E, uite, povestesc ceva cu Neatache Macri, fostul mare jucător, cu care mai vorbesc acum, trăiește în Franța și mai mă sună și îmi spune, bă, Piții, cu tine mai vorbesc și eu din România, nu știu ce. Era la Scornicești și aud că au schimbat antrenorul și a venit Neatache Macri. Acum erau jucători acolo care mai lucraseră cu Martinescu, cu Șoarece și bă, Neatache, mamă, fii atent, nu știu ce. Adică ne spunea așa mai mult în glume să ne sperie, noi cei care eram mai noi și nu-l cunoșteam. În sfârșit am stat, țin minte, la Hotel Park din Slatina, urmând ca a doua zi să plecăm la Sinaia. Bun, eu am venit, nu știu cu cine stăteam eu în cameră, cu Prepeliță, n-a venit Prepe, am rămas singur în cameră și dimineața pe la 6 așa, eu dormeam când au un bu-bu-bu-bu în ușe, tare, mă, cine? Am sărit din pat în picioare, cine e? Când deschid? Neatache Macri, puștule! 45 cu genunchi la piept. Eu n-am înțeles ce ziceați, eram cheaun. Păi, uite așa, și a început el să sară cu picioare la piept. Eu, în sfârșit, nu prea făcusem, veneam din vacanțe. 6 dimineața. Da, 6 dimineața, buimac, am început cu ușor, mi-am dat cu genunchii prin pat, prin asta, în sfârșit, am reușit să fac. Gata, puștul, vezi că la 7 e plecarea, în sfârșit. E, după 4-5 zile, săream din pat, veneam fiecare dimineață. Săream din pat, făceam 45-60, da, adică n-aveam nicio... Când am văzut eu prima dată, am zis, Doamne, ce nebun ne-a venit antrenor acum. Ne-am adaptat și țin minte cu el am avut un sezon extraordinar, adică executam ce... Și azi randament. Exact. Asta a fost un episod de care mi-aduc aminte. Care credeți că e cel mai bun, valoros fotbalist al momentului român? În momentul ăsta? Avem? Nu știu. E foarte greu, foarte dificil să spun ce... Păcat, stați pe gânduri. Păi stau pe gânduri, fiindcă... Și se vede și la echipa națională, fiindcă nu avem un jucător care să fie lider, care să... Bineînțeles că... Și cei care conduc în momentul ăsta fotbalul, echipa națională, ar trebui să formeze ei un lider. Chiar dacă nu există. Da. E greu, e dificil, fiindcă un lider trebuie el să preia frâiele și să fie lider. Dar dacă v-aș întreba de fotbalist superficial sau care nu prea au ce să caute, cred că aveți o listă lungă. Da, că nu-i cunosc foarte bine și n-aș putea să spun despre unul sau altul. Dar urmăriți meciuri în continuare la televizor, nu? Toate meciurile le urmăresc. Nu mai... Deci sigur vă formați acolo păreri, mai ales când vă adunați familia, cu prietenii. Da, nu, că de obicei mă uit la meciuri singur. Singur? Da, și văd toate meciurile, și din Liga 2 și din Liga 1, însă... Sunt fără calitate, nu? În același timp sunt alte jocuri și când dau pe alt canal și văd cum se joacă în Premier League sau în Serie A sau în Ligue 1, există o diferență foarte, foarte mare. Și nu vorbesc numai ca valoare, fiindcă un jucător de fotbal trebuie să aibă valoare. Nu ai valoare, nici spectacolul nu este unul bun. Dar ritmul este unul foarte scăzut. Noi am suferit tot timpul la... Și aici face parte din meseria fiecărui antrenor, fiindcă eu antrenorii găsesc vinovați pentru faptul că nu există ritm de joc în campionatul României. De ce... Trebuie să avem de doar un meci așa la nu știu cât timp bun, de calitate. Deci fiecare meci trebuie să-l joci cu aceeași intensitate. Pentru acest lucru ar trebui să antrenamentele să fie pe măsură. De asta e o caracteristică a românului, în general, să fii bun odată și apoi să arăți, nu știu, că ești de răsător și da, apoi iar să... N-ar trebui să fie. Acum, în momentul ăsta... Nici măcar echipele noastre nu sunt formate numai din români. Sunt și mulți jucători străini, dar
ce jucători străini. Da, încă, dar în raportul la antrenori. Da, adică ce faci în cursul săptămânii ar trebui să fie transpus în jocul oficial. Deci prea puține meciuri cu ritm bun. Prea puține meciuri. Aici trebuie să-și pună întrebări și cei care conduc, antrenorii. Și cei care își doresc să facă performanță. Mă refer chiar și la cei mici care poate urmăresc acest podcast acum sau care vă urmăresc în alte interviuri, să preia, să culeagă așa câteva sfaturi, da? Și să rețină de talent, de muncă, perseverență, disciplină. Deci talent și muncă. Și norocul. Trebuie să ai și șansă în viață, exact. Eu, de exemplu, mă simt un norocos că am venit la Steaua. Nu știu Steaua dacă a fost norocoasă venind cu siguranță eu. A fost. Da. Poate, nu? Așa a fost scris. Nu știu. Am fost 16 jucători mari și lați atunci, care am jucat vreo 3-4 ani împreună. Da. Greu ne-am accidentat. Greu, foarte greu. Țin minte și ăsta a fost un motiv pentru care am pierdut acea finală cu AC Milan la acea diferență, că de bătut era foarte greu să-i batem, fiindcă noi eram la apogeu atunci, deja eram începusem picajul, iar ei erau la cel mai înalt nivel. Dar țin minte că înainte de acel joc era Silvică Lung, avea probleme cu spatele, Tudorel Stoica venea după 2 săptămâni de inactivitate, fusese accidentat și nu știu cine, Ilie Dumitrescu nu avea cartonaj, n-a jucat, deci nu mai era Belo, nu mai era Loți. Țin minte că unul dintre cei mai buni jucători ai noștri a fost Minea. Un jucător Minea, dacă Minea a fost cel mai bun într-o echipă cu Bumbescu, cu Iovan, cu Hagi, cu Lăcătuș. Vedeți, vă raportați la cei mai buni din trecut, de acum mulți ani. Exact, da. Nu știu ce se întâmpla, însă copiii de pe vremea mea erau interesați de fotbal, acum nu mai sunt. Cei care sunt vin numai ca să facă sunt sport. Sunt interesați să fie fotbaliști, nu de fotbal. Exact. Cred exact. Că e așa o diferență, ceva. E diferență mare, da. Ce vă doriți acum în prezent? Ce planuri aveți? Da, planuri... Nu am mari planuri. Cel mai important lucru pentru mine e ca familia mea să fie sănătoasă, să fim bine. Restul le rezolvăm. Planuri și mari nu am. Am de vacanțe, am o viață liniștită. Da. Am, dar sunt lucruri pe care nu vreau să le discut. Vacanțe mai plecăm din când în când. Pe care alege soția, mă gândesc. Sau dumneavoastră. Nu, eu le aleg. Serios? Da, eu le aleg. Și copiii. Și copiii, da. Copiii vor să mergem acolo, mergem acolo. Nepoței, da. Sunteți un om împlinit, așa cum vă văd eu. Aveți o familie superbă. Chiar vorbeam și înainte să începem podcastul și de nepoței și de cât de fericit sunteți ca bunic. Cred că dacă ca tătic sunteți împlinit, ca bunic sunteți cel mai fericit, pentru că cel aveți acolo... Cel mai fericit, cel mai... Am niște nepoți formidabili. Da. Formidabil. Vă doriți să vă calce pe urme în fotbal? Mi-aș dori, dar e greu. Să rămână notată întrebarea asta și momentul ăsta. Mi-aș dori, dar e foarte greu, foarte greu. Cu dumneavoastră în spate acolo, cine știe, Doamne ajută. Da, eu cred că mai rău îi încurc, da, mai rău îi încurc. Depinde de ei, fiindcă eu tot timpul le spun și le zic... Ce vă spun eu acum, voi vă intră pe ureche, vă iasă pe cea. E important ce faceți voi. Da? Și oricine v-ar spune ceva, până la urmă, voi decideți. Voi trebuie să faceți. Dacă voi faceți, e în regulă. Dacă nu...
Un sfat bun de urmat și nu doar pentru cei care vor să facă fotbal, în general vorbind. Pentru mine a fost o plăcere discuția aceasta. V-a plăcut? V-a simțit bine? Da, m-am simțit bine. Da? M-am simțit bine, fiindcă noi ne și cunoaștem, da, nu? Așa că a fost în regulă. Și chiar am povestit și am și aflat lucruri pe care nu cred că le-ați mai povestit până acum. Da. Vă mulțumesc tare mult și tot ce vă doriți și tot ce considerați că vă lipsește, să dea Domnul să vă bucurați de tot, prin muncă, perseverență, disciplină și să nu uitați, totul pornește de la noi, indiferent câte sfaturi mai primim noi din stânga și exact, din dreapta. Exact, da. Mulțumesc tare mult, mulțumesc. A fost la A Meritat Podcast Victor Pițurcă, care s-a simțit bine, care s-a deschis și mulțumesc tare mult pentru că suntem din ce în ce mai mulți. Nu uitați să dați subscribe, să dați share pe YouTube. Aveți Facebook, aveți Instagram? Nimic. Nu. TikTok? Nu. Deci nimic, nimic, nimic. Dar cu siguranță o să apucați să vedeți episodul pe YouTube. Voi vedea cu siguranță. Mulțumim. Are cine să mi-l arate. Are cine să vi-l arate. Exact. Seară frumoasă. Exact.